Dacă vrei să cumperi coins, intră pe fifaultimateteamcoins.com. Hei, salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod din noua serie Zero la Hero sau de la Zero la Hero sau Zero to Hero, cum vreți voi să-i spuneți. Deci, înainte de a începe acest episod, doresc doar să atenționez un mic lucru care este următorul. Apreciez enorm de mult și vreau să mulțumesc tuturor celor care v-ați uitat la acel video, mai ales pe de-a întreguri și care ați dat like. A fost o activitate foarte mare, de aceea, pam pam, alt episod. Mare atenție aici la cuvinte. Eu așa rețin că și în videoul trecut am spus, cu cât este mai mare activitate și cu cât mai multe like-uri, eu am să-l fac mai des. Nu am spus că dacă ajung la 200 de like-uri, eu una, două, pun alt video. Îl fac mai des. În planul meu făcut aici, aveam că această serie să fie o dată sau de două ori maxim pe săptămână. Dacă activitatea este foarte mare, poate fi de 3 ori, poate fi de 4 ori, cine știe. Deci cu cât este mai mare activitatea, cu atât o să pun eu mai des. Excepție poate fiind în... De fapt, nu. Cu cât e mai mare activitatea la video respectiv, eu pun mai mult. Deci să mă înțelegeți. Eu asta am spus, asta am promis și asta mă ține cuvânt. Deci cu cât văd mai activă se asta, mai multe vizualizări, mai multe share-uri, mai multe favorites, mai multe like-uri, mai ales like-uri la video respectiv, cu atât de atâtea ori o să-l vedeți mai des pe channel. Asta nu înseamnă neapărat că cum a hop, top, fac 200 de like-uri, eu una, două pun al video. Că nu stau 6 din 24 să mă uit pe YouTube și să văd, da, mai ia, că e mai 905 like-uri, mai 3-5 like-uri, hai că mă duc și nu știu ce. E un proces greu să faci un video, trebuie să-l filmezi, să rendezi, să-l de fapt mai întâi îl filmezi. După aceea le editez, pun sunet, pun aia, după aceea trebuie să rendez, după aceea până la uploadez pe YouTube, trebuie să pun tag-uri, trebuie să fac thumbnail, etc. Bun, am găsit un adversar, aveau statusuri bune acolo din câte am observat, hai să vedem echipa, îi se spune level up. Eu cred că știu, cred că și el face o serie cum fac și eu, considerând că spune level up. Și este o echipă foarte interesantă de englezi. Ar putea fi bună. Vom vedea. Aici, practic, este o echipă de ăsta de germani contra una de englezi. Ok. Cât că el deja are toți bronz rar și 2 de silver. Poate fi un bonus. Dar, cine știe. Bun, bravo. Pasă foarte bun acolo. Și mai bună pasă. Stai. Oh, fraiere. Hai, du-te, frate, du-te. Oai, bă, lol. Uleu. Câtă, bă, deci ce sânge rece am avut la faza aia că am stat și nu m-am grăbit. Holy shit. Hai, mă. Shit. Bun. Asta e apărător. Toljan. Hai. Ai ce, bă, deci cu ăștia de bronz nu prea poți face faza asta cu cap și nu știu ce. Tare greu. Hai să vedem. Burger, a fost un pic acolo presat acest burger. Ia, bă, ăla cade, lol. What the fuck? No. Nu. Jos. Berco, bravo Berco, la fix ai pasat. Stai. Ai, bă, serios? Că mai bine se mișcă Kelsen ăsta care ce drept e bronz rar. Dar lol, ce bine se mișca Kelsen care este un RB. Ok, s-a blocat. Sper să nu iasă. Și cred că a ieșit. Exact. Păi, hei. Tipul a ieșit. Eu am câștigat un match. Bun. Mai testăm unul. Bun, oricum, și asta când vor da disconnect, așa, rețin că făcea și Quick. Practic, unul dintre... unul dintre acești jucători va evolua în bronz, ceea ce e foarte fain. Ok, altul. Hai să vedem. Hai, așa. Aia, ce fain, mă, și ăsta are... kit de ala de cu Xbox din America.
Wow. Du-te, mă. Ce echipă AIDS are ăsta? Uai, ce faină e echipa. Atacul-i fain, Immobile și Ramos. Camul ăla îl știu, îl cheamă Hazard, este fratele lui Eden Hazard de la Chelsea, dacă nu mă înșel, așa rețin fix că îl cheamă. Unul Eden Hazard și celălalt, nu știu cum, tot Hazard. Ui, ăla e bun, ăla țin minte că e bun și în carieră dacă le volați cât de cât. A, pe Ramos, cei care v-ați uitat la seria Pack and Play știți bine că e chiar genial omul ăla. Și de-abia aștept să-l pun în echipă și din câte am văzut, Shell e transferat mai nou la Borussia Dortmund. Du-te, mă, nu, prinde-l! Hai, bă, deci ce emoții am cu portarul ăsta, cât îmi doresc să evoluez portarul. Nici nu știți ce mult îmi doresc asta. Bravo! Bă, să fiu sincer, chiar îmi place kitul acesta clasic de la Bayern Mimham. E șmecher. Păcat e culori, că e cu alb, dar îmi place. E așa, relax, frumos, clasic. De exemplu, sunt foarte multe kituri de acestea mai noi, care mie, sincer să fiu, nu-mi plac. De exemplu, la Barcelona, kiturile alea, bă, deci din ce în ce an, parcă stă mai urâte. Oricum, Barcelona e o echipă urâtă. Da, nu, glumeam. nu vă speriați, nu am nimic cu Barcelona. Sau poate. Ok, hai să vedem. Sami Khedira. Ar vrea el. Ok. Perfect. Du-te, frate, du-te. Stop. Dă-i! Ai, bă! L-a prins. Bă, deci tot timpul uit că eu cheus cu jucători varză la statusuri și tot vreau să fac niște scheme șmechere, dar nu-mi ies, lol. Immobile. Sunt foarte close în 2015 ce statusuri va avea Immobile, că sezonul actual din seria care a trecut, mă refer. Immobile a jucat foarte bine și dacă vă uitați la statusuri, o să observați că totuși nu-i bun Immobile. Pace-ul, shoot-ul, Nu mi se pare așa potrivit acele statusuri. Aș fi dat mai mult. Muna. Cel puțin acum o să am ocazia să văd exact cum se comportă Immobile în joc, dacă îl observ pe acest tip. Bine, cât tip să nu-mi dea gol. Stai un pic, că nu șut ăla cu Sami Khedira de acolo. Cu Sam, hai, da. Că poate unii sunteți fani Sami Khedira și să nu ziceți că-mi bat joc el, că-i zic la unul de silver. Sau poate chiar că e gold, că tipul a avut multe de gold și câteva de silver. Vorbind de asta, holy shit, va fi un meci greu. Ei, nu. Dă-i! Bă, omule! Bă, hai, ce-o ratat, mă! Ueleu, ce ratare! Cu scuipașii țiganii cu semințe pe tine, mă! Hai, bă, ce-o ratat, mă, incredibil! Na, aia a fost o șansă! Nu știu de să mă mai întâlnesc cu asemenea șansă. Incredibil, mă, ce ratat, tipul! Bă, boule de Kelsel, Kilsel! Asemenea pasă să dai, mă, ești incredibil. Futu-ți nația ta, hai. Dă-o tare. Așa te vreau, omule. În sfârșit. Nu, wow. Așa. Bun, pasăm înapoi. Ieși, bun. Bun. Ia-le pe boul ăla cum șută. Hai, bă, du-te, mă! Cum pasezi în halul ăla, mă? Mă, și Ionuț, e la etajul 2, bă, pasează mai bine și are 8 ani. Futu șapa ta. Dic ăla, mă. Așa, hai. Bun.
Oh, oh, ce stop! Bă, bă, desfă-mi futuna în capul tău roșcat! Bă, deci, ca o motoretă futut o mers, mă, jur. Ca o curvă futută pe autostradă o mers, mă. Bă, asemenea lucru, mă. Ciung, ca bună ziua o mers. Ia-le și pe ăsta. Da, normal, normal că nu poți face un stop, mâncat chiar fenia. De capul meu. Da, pasezi astăzi. Ișvan, hai, pasează, rodeța și controllerul. Ce mă disperă jucătorii și bronz. Hai, bun. Ok. Nu. Ai, fault. Așa. Stai să vin. Nu la bou, ala futuți morții tăi! Am vrut să dai în mijloc, pe unde era acolo, pe lângă zid. Fai, bă! Bă, așa ceva, mă! Era mai slabă echipa asta, ai de capul meu, îmi puneam acolo Craiova și... Păi, nu, stai, că și aia e echipă bună. Două naibii de treabă, mă! Și Rapidul joacă mai bine ca echipa asta. Așa, bun. Bun. Tipul pe care nu-i poți pronunța numele, hai. Bravo, bă! Bravo! Ah. Lasă că fă bine, hai. Tipul pe care nu-ți poți pronunța numele, bravo. Tu l-ai, Doamne. În sfârșit s-a văzut unul că-i ăla că-i bronz rar. Bun, bravo, Sar. Bravo. Nu degeaba ești cotat unul și mai buni apărători de bronz simplu. Ioi. Hai. Bun. Du-te bă. Bă, da, considerând că tipul joacă cu o echipă în mare parte de aur. Deci are în mare parte echipa e de aur. Și atacul ăla e incredibil de fain. Deci Immobile și Ramos. Doamne fer. Ia, deci la corner mie o frică cu portarul ăsta. Bun. Na, prima repriză, 0-0. Considerând echipa lui, dacă ați face așa o oarecare comparație, eu mă descurc uimitor de bine. Ia-l-ai pe Ramos, bravo! Bravo. Ia-le, mă. Bravo, mă. Bă, e bun jucătorul ăla. Îmi vine greu de zis să spun către un jucător de bronz că e bun, dar ăla chiar e. Șuto Einstein să te mânce pe pâine sfințită. Tu-ți ceapa, mă, tică. Eu cum vin cu un jucător de lângă poartă trebuie să dau pe clicul ăla de șut. Ia-l-ai, mă, pe Immobile. Că normal că portarul meu fix pula face în poartă. Frate, nu vrei și o bere? Auleu. Fai să-mi bag piciorul, mă, ce gol eu da, dar și... Na, apărare, n-am ce-i zice. Fai, na, mu, hai, trebuie să apăs pe șut. De aici, de la mijlocul terenului, ca până când ajunge lângă poartă, tipul să șute. Fut pe naiba. Ia, bă, nu. Nu, bă! Bă, serios, mă, portarul pulii mele. Bă, cu mâna așa ușor te-a plecai ca și o femeie, așa ușor te-a plecai și o prindeai. Bă, deci asemenea portar, mă. Vai, futu-ți nația ta de ce-i fi tu de... Pai, ai. Vai, Doamne, feri. Ăla-i, du-te, fiți armata în pula calului lui Einstein și lui Zeus. Nimic. Vai, e capul meu. Du-te, bun. Bravo. Bravo, păpulă. Bravo, Toljan, hai, du-te! Da, Ramos.
Nu, 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 bă, 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 what the fuck? Hai, bă, hai, nu fiți, nu fiți, ciuriburi. Așa. Șut-o! Bravo, ai șutat-o ca o pulă. Ce și pula șuta mai bine, îmi dau jos gaci să vezi că cu pula îți dau gola până dai tu un șut în mingea aia. E capul meu. Zici că joc cu babe pe teren. Ai mă, bine și tu arbitre, înghițiți-ai fluierul ăla. Dă-o tare și hai așa ultra attacking, altfel nu fac nicio gongă. Repede. Repede, fițar, ceapa ta de... Ce-i fi tu de jucător? Ia, bă! Și pa, arbitru nu, nimic! Eu ușor îl mângâi pe unul, gata, fluier, fault, cartonaș galben, ieși acasă, ăla vine mie ca și un tir de la roman, îl spulberă pe săracul copil de ea, că e, deja e și accidentat. No, 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 nu-i faul. No, cum să fie faul? Nu-i vezi că iese, că iese ciontul din picior. No, la nu-i faul, no. Doar umăr la umăr. Eu a ieșit deja clavicul afară, aia, scuipă, amușul scuipa ficatul. Oh, nu, stai, cred că l-ai rinit. Ai, 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 no, ăla nu-i faul. Da, cum să fie faul? Hai, bă. Na, a, nașpa. Nașpa rău. Asta înseamnă că nu va fi nicio evoluție dacă nu fac ceva în meciul ăsta, dar la cum văd faza 2-0 și la cum joacă momentan echipa asta contra lui, care totuși, să fim serioși, este de gold. Deci echipa lui este de gold. Deci eu n-aveam șanse din start la acest meci, clar. Dar ca noroc am mai avut un meci în care am câștigat. Hai, Berco! Berco, scuze! Berco! Tu l-ai, doamne, gol, Berco! Mai sunt șanse, mai sunt speranțe! Pă, dracu! Wow, 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 wow! Tu l-ai, doamne, hai, te rog! Pe sfântul borcan cu... Cu fineti, hai! Pe sfântul borcan cu murătura atunci, nu? Ce să zic? Ia, bă! Nu cred, ce vagabondu-i! Uitați-vă, bă, că ăștia pasează, nu mă face tiki-taka să treacă timpul și să câștige meciul. Bă, să-ți o iau pe măta la pulă, mă rog, dacă e frumoasă, că dacă nu, o dau la țiganul din colț. Ai, e capul meu, mă! Ui, ui, ui. Bă, dar și ăsta, mă, ce kit are. Eu sunt așa un pic mai orb, mai ales cu lumina asta ce-mi bate în ochi. Și parcă e invizibil ăsta pe teren câteodată. No! What? No! Bravo! Grijă, mă, omule! Bun. Ai, eu cu fotipul ăla sam pe fază. Aaaa! Hai, 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 vreau mingea, vreau mingea, bun. Dă-i! Dă-i! Uăleu! Uăleu! Nu, no, bă, de ce trebuie să cazi, mă? De ce trebuie să cazi, frate, nu te înțeleg. Ia-l-a și pe ăla, faci un stop. Ca și o curvă ce de-abia și-a luat carentul de conducere și acolo în mijlocul intersecției faci un stop că nu știu ce, trebuie să se fardeze sau ce am pis de la măsa. Hai bă, serios? Nu, no, nu, no. Ia, lungește-o, lungește-o, fițar capra mâine ta. Așa și faul, normal. I-am și dă și galben, fițar pis de la măta de arbitru. Ala mi-a accidentat jucătorul și tu fix pula, n-ai dat nici măcar faul și eu... Nici nu-l împing și-mi dai galben. Fut pe naiba, mă, FIFA 100 ce are împotriva mea, mă? Bun, hai.
Normal că stai în pis de la mata vreo 5 ore până la accelerezi. Și gata, mi se fute tot meciul. Am ăsta să paseze ca Cona Leana, easy beasy, și gata meciul. Hai, mă. Gata, dă-l în pulă. Da. Hai să văd player ranking. Ah, fix ăla, Hojbjerg, a jucat mai slab. Bun, deci considerând că meciul acela, tipul ăla, ia, vedeți că e accidentat. Și nu mi-a dat, mă, nici fault, mă, nici nu mi-a dat, mă. Și una, două, l-am atins pe ăla și mi-a dat direct galben. Bag pula în el, idiot. Unde e Cni? Aici. Văleu, văleu, văleu. Bun. Considerăm că celălalt match, tipul a dat disconnect. Se pune ca și victorie pentru mine. Deci, practic, eu acum am mai pierdut un match. Deci, ar trebui să facem așa. O victorie, deci unul iese upgradat la bronz rar. Și după aceea mai trebuie să fac pentru o pierdere. Dacă pică unul dintre jucători ăștia care sunt bronz simplu, înseamnă că nu se schimbă nimic. Am un bronz simplu, nu mai am cu ce să-i schimb pe ăștia. Deci unul va evolua din cauza că tipul a disconectat, a dat disconnect. Deci practic vine victorie eu. Deci unul o să upgradez. Dar de exemplu, dacă pică la extragerea numărul 5, să zicem, îl schimb, îl pun înapoi pe ăsta, Cicec, ai Cicec, de exemplu. Dacă îmi pică, de exemplu, tot numărul ăla, să zic 11, adică portarul evoluează și tot 11, că câteodată se mai întâmplă să se repete numere, tot 11 pică iar să pice. Da, mă rog, hai, că sunt foarte agitat, nervos. Haideți să vedem ce zice random.org. Ok, deci vom face două extrageri, una care o să fie upgrade și cealaltă care o să fie tipul care iese sau care, mă rog. Deci, 11 jucători, bun. Prima oară facem cine va fi upgradat la bronz rar. Hai să vedem, numărul 7. Numărul 7 va fi upgradat la bronz rar. Hai să vedem numărul care va ieși din echipă. Sau, mă rog, care cic ar trebui să iasă. Numărul 2, deci practic ar fi atacantul, cred că. Bun, deci 7 și 2. Haideți să revenim în FIFA, 7 și 2. Ok, am revenit în echipă. Deci, hai să vedem. Deci, 1, 2, ăsta ar trebui să iasă, dar practic cum este bronz simplu, nu are ce face, că practic suntem la beton. Dacă tipul ăsta ar fi fost bronz rar, ar fi redevenit bronz simplu. Deci ne-am salvat, cum v-a spus, și upgrade va fi numărul 7. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, ce la fix, Toljan. Toljan va fi înlocuit cu acest băiat Lam. Oi, oi, oi. Lam este periculos, cât că este din Liga a doua momentan, dar este german, deci totuși avem un pic de chemistry. Din câte se vede, Lam este mai bun la pace, mai bun la shooting, mai bun la pase, mai bun la dribbling și, desigur, defense. Ok. Bun, avem 3 jucători de bronz rar. Foarte interesant, oricum și acest Toljan a jucat foarte bine. Nebune de meci a fost acesta. Deci, încă o dată vă spun, haideți să strângem cât mai multe like-uri, cu atâta șansa de acest video să... Pui, îmi cer scuze, încă sunt nervos. Deci, cu cât mai multe like-uri, cu atât posibilitatea ca acest video să fie din nou, ca această serie să fie mai deasă pe channel ăsta, mă rog, înțelegeți voi. Mai multe like-uri, o să vedeți mai mult zero la erou. Nebune de meci, cred că ați râs un pic. Amu, cred că mă ieși la video și cred că o să mor de râs la cum înjur. Și totodată să-l mai înjur de vreo 3 ori pe acel arbitru. Că așa e frumos, să-l mai înjur de vreo câteva ori. Și da, foarte, foarte interesant această serie. Chiar de bea aștept să mai fac. Ne auzim pe data viitoare, nu uitați de like. Până pe data viitoare, numai bine, bye bye.